Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Mai bun, astăzi ne jucăm niște Payday 3, unul dintre jocurile pe care eu le aștept destul de mult, cel pentru că ăsta este un joc pe care plănuiesc să-l joc cu niște prieteni, să faci acolo niște cuente, să fie drăguț și toate alea. Plus că mi-a plăcut destul de mult cel Payday 2 și am zis, bă, clar dacă vine 3-ul ăsta o să fie destul de interesant. Și acum a sosit momentul să vedem care este treaba cu acest Payday 3. Ce drept am încercat o misiune cu ceva timp și mi s-a părut destul de făinuță ideea cum funcționează lucrurile și toate alea. Dar hai să vedem noi cum merge acum. Suntem cei drept în close beta. Văd că deja avem pentru prima dată un lobby full, pentru că ultima dată când am jucat jocul ăsta am fost numai eu și încă unul și restul erau NPC-uri. Și să vedem noi dacă putem face treaba destul de stealth sau iarăși va trebui să mergem pe o idee de guns blazing. Dar voi puteți merge pe guns blazing direct pe butonul ăla de like dacă sunteți voi așa mari șmecheri și vreți să o puneți masca. Să știți că oricum nu sunt foarte multe diferențe între Payday 3 și Payday 2, pentru că, na, până la urmă e cam același tip de joc, nu s-au riscat să facă altceva destul de bun, dar arată ceva mai bine, mecanicile sunt ceva mai bine puse la punct și e destul de nice. Acum nici nu cred că e un joc de 60 de euro să zic că avem ce comenta pe aspectul ăsta, dar hai să vedem noi cum merg lucrurile. Unde sunt prietenii mei? Uite pe aici. Ok, deci trebuie să fim foarte non-sassy, că sunt gardieni și toate alea și nu e ok pe aici, deci trebuie să fim atenți cum ne infiltrăm și toate alea. Noi oricum trebuie să ajungem cumva în direcția de acolo. Văd că cineva sprintează ca un turbat. Brodere! Stai un pic că camerele de la vedere aici. Da. Oh, pot să pun eu o cameră undeva aici. Ok, stai așa un pic. Nu știu care e pingul. Nu e Z. Și ved ăsta, bă, băiatule. Voiam să pun o cameră undeva. Oh, stai așa. Check out the camera. Well, shit. S-a întâmplat de acum, ai? Termitul e afară. S-a furișat unul prea bine. Stai mă un pic că se adună aici cu civilii și nu vreau să pus civilii. Aie bă băieți. N-a fost să fie. Ce aici? Full health. Stai că aia de termite e undeva afară. Sau unde e mă? S-a murit că nu e afară. Vreau să jur că e afară aia de termite. Nu e. Hold for equipment, find the executive deposit box. Asta oricum trebuie să ajungem sus aici. Nu știu care e tasta cu get on the ground. Aoleu, ce-am făcut? Exit. Nu. Crezi că am pus cameră. Asta ce sunt? Ah, executive box e jos, stai că-l știu pe ăsta. Bă, nu e bine, mă, a tras ăla prea prost. The police? Stai că the police e aici. A, uite acolo e dropul de termite, trebuie să ne urcăm pe scări pe aici. Clasica muzică Payday. De zi rămâi scările către sus. Nu pe aici. S-ar putea undeva pe aici să fi fost parcă. Doamne, nu mai țin minte că doar aceeași misiune am mai făcut-o o dată. A, găsit-o. Uleu. Băgați voi aia, boys, când voi aveți ăla. Ok, asta e doar de monitorizat pe aici. Tot o muniție. Mă, nu vine ăsta, ce face? A, bă, gelule, care ești cu aia? Vai. Stau băieții mei până mâine, bă, băiatule. Aoleu. Don't fucking overdo it.
Da, uite-l pe bobița meu, pe potrocul. Hai, Dimitri, coboară-te, tu-ți capul tău. Stai că mă ajut după el. Ce-am spus acolo? Hai, Dimitri! Du-te, du-te, du-te! Mamă mie! Dimitri a meu e lent rău de tot, aolo! Prea bun frate la așa ceva. Brodere, aolo! Hai că trebuie să dăm și noi pe grele. Nu se poate altfel. Dar ce faci ăsta, mă? Hai, frățioare, mamă! Bro, omul meu stă cu termite-ul ăla. Cum dau să planteze? Hai, frățică! Mamă! Haos! Haos! De-a binele! Mamă, de ce ala meu are echipamentul și nu vrea să-l pună? Mă duc să iau eu altul, că văd că... Dacă stăm după ăsta... Sau nu știu ce-a fi furat, dacă nu poate fi echipamentul și mă înșel eu acum, știi? Bă, ăsta-i tăr mai direct. Prodere! Eu-l bat pe ăsta. Pe care era Miliu, așa. Deci eu refuz să cred că ăla meu vrea să ne saboteze halul ăsta. Nu știu care e voice chat-ul, dar cred că o să caut un băiat voice chat și o să țin la ăla. Vere, du-te și pune odată ăla. Pune termite-ul odată. Și uite, frate, doamne, pune vere termite. A, în sfârșit. Pick up. De ce nu poți? Așa mă, ignite. Păi mă, s-a pus ăsta aici, dar uita să-i dea foc. Mă ocup eu. Vă că vă ia 3 ore. Aleu, doamne, ce băieți. Și băieți, bă, băiatule, cu cine m-a pus? Jefuitor de mâna a doua. O să mai arăt să sac de mai du-te, frate, și pune-l odată. Măcar s-a prins în sfârșit. Bă, băia, aoleu. Oh, shit. Ei, acum suntem 4 playeri și poate se prind și băieții că trebuie să curăm mai repede. Că tura trecută am stat ceva. Aia zic. Dă-l încolo de shield, hai. Eu acolo să opresc ăsta. Ha, mă, pune-l! A, l-a pus. Ok, hai că nu mai adus de-ale. Mă, să-l iau. Lasă ce ăsta. Bă, bobiță, mă, te pui cu mine. Ideea e că nu-mi dau seama exact care mi-e HP-ul, că HP-ul e aia cu bările albe. Oh! Opa! Oh, ăștia! Țin eu! Atât. Mama, băi, dacă ăștia vine cele peste tot. N-am gură de keycard. Nu știu care rata asta să-i fac pe ei și să la podea. Hai că mai adus de-alea, hai să ne ducem jos să luăm de-alea. Pe aici. Hai că acum am să aminte unde sunt scările, nu m-am mai aruncat ca turbatul. Bun.
Am putea să jur că e vreun datul. Așa, hai să vedem pe aici cum rezolvăm. Ar trebui să meargă relativ repede, că nu-i foarte mult de făcut la misiunea asta. Știți că e foarte ușoară. Gen, e super, super ușoară. Ok, nu cred că mai rău să băgăm. A găsit ăsta are keycard de 3 ore. Nu știu cum l-o fi chemat pe bobiță, dar are keycard de ceva vreme. Bagă, frate. Careful, we got zappers arriving. Degeaba, bă. O leacă mai greu cu băieții mei, dar mergi. Stai că trebuie să vină, trebuie să vină ăștia. Nu mai e nada. Nu, uite cam una. A ricoșat din shield-ul ăla, s-a dus jos. Băi, aproape gata, în sfârșit, nice. Sper să fie îndeajuns, eu să stau aici, că vreau să mă duc jos, că știu ce am de făcut. Holy Jesus. Băi, ești Nessie. Hai, frățioare, cât mai ți-a SARS? Bine, nici mai avem de la depus. S-a dus. Haida. Bă, dar țineți-i, frate. A, s-a dus, am avut puțin timp. Băieții mei nu m-au ajutat. God. Bă, băiatule! Dar unde sunt prietenii? Bă, toți prietenii mei nu sunt aici. E insane! E să vede că e pe dificultate mai mică, dar totuși... Ce faci, frate, asshole? Mă, what the fuck? Mă, băieți! Uai, leu, doamne! Asta stai să caute în cutii. Hai că eu mă duc să duc asta, că până stau după băieții mei se face poi marți. Bine, am nucleara, ce-o chemăm. Auci. Am mai cam de rezolvat două locații de astea. Open. Police assault incoming. 30 seconds. Ăla nu pot să-l țintez. Auci. Mamă, nu cred că are nimeni healing. Așa-i? Cea mai probabil. Deci înainte un glon se întrebe. Mă, cu mașina e odată. Ia uite-i. Bă, dar oare n-are nimeni healing, bă?
Ah, nici blanță nu mai am. Deci ammo box nu am, hai că a venit ăsta. Sau încă n-a venit, trebuie să vină. A venit, a venit, a venit, a venit, hai. Nu, n-a venit încă. Hai bă, cu duba ta, cu tot. Incroyabil, bro. Ia uite, frate, cum coboară de pe clădire, ești nebun. What the fuck? Ok, aoleu. Help. Help. Eu încerc să secure the money. Oh, fuck. N-ai băgat-o bine, bro. Aoleu, mă doare. Poți să o luăm mai încolo, fii atent. E... Uze? O, ascult astea, boys. Asta era arma, arma altcuiva. Și ai lăsat din bani. Cine mai are sac? Mamă, ăla are mai are sac. Hai, brother, că mai trebuie să luăm un sac, cred că. A rupt, ce să mai. Da, cu băieții mei n-ai nicio șansă, din păcate. M-am scurcat mai bine în 2 și cu 2 boți. Vă spun sincer, aici băieții mei văd că s-au pus pe pușcat și pe prea puțin utilitare. Adică se vede că sunt noi la treaba asta. Sunt noi în domeniu. Uleau, frate, cu jefuitul de bănci. Ăla meu nu se uită în spate. Cred că ne acceptăm soarta, băieți. Mi se acceptă soarta. Aia a fost. În păcate ni se acceptă soarta. Că băieții noștri nu prea percutează cu noi. Oricum e super ușor de făcut misiunea asta. Oh, never mind. S-ar putea să avem noroc. Dacă mă duc eu acum și fac un speedrun către... Ok, dam-o balările jos. Hai că trebuie să mă duc la 70 de metri încolo. Țineți-mă, hai că mă duc. Hold me, BB Grill. Ok, acum mă risc eu pentru echipă. Două măsă de treabă. Cu băieții mei până poi marți. Gata, frate, hai. Hai că reuși. Mi-a spart cap. Nu mai au șanse. 86% mai trebuie să se întoarcă după bani. La pasă Q. Anyways, boys, am vrut doar așa să vă arăt, să vedeți cum este Payday 3. Sincer, e destul de mișto și are potențial foarte mare. Nu știu acum cum sunt restul de hărți. Problema e că ne-a luat noi mare capac. Dar dacă vreți să vedeți o misiune reușită, să știți că putem face și treaba asta. Așa că știți foarte bine care este treaba. Nu uitați, dați like, subscribe, share și comment. Și poate data viitoare reușim să fim banca cu drepte. Hai, pa, pa!